Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi mergem la partida dintre Concordia Chiajna și FC Argeș, partida care se va disputa pe stadionul celor de la Concordia. Concordia Chiajna este ocupanta locului 9 în Liga Secundă cu 16 puncte, iar FC Argeș ocupa 13-a poziție cu 15 puncte. Două echipe de Liga Secundă, dar două echipe cu loturi destul de bune pentru Liga 2. Vedeți și voi oricum cât de apropiate sunt echipele, formațiile și că diferența de puncte este una foarte mică. Mergem pentru că suporterii celor de la FC Argeș și-au anunțat prezența astăzi și am zis că trebuie neapărat să apară și ei pe acest canal. Nu uitați că la mine pe canal găsiți vlog de la partida dintre CSA Steaua și Rapid. Vă voi lăsa și linkul în descriere. Iar mâine vom fi prezenți la un derby la fel de incendiar, partida dintre FCSB și Rapid. Rapidul cred că dacă va câștiga se va schimba puțin situația, se va apropia mai mult, va fi acolo cu CFR-ul și sper ca Rapidul să câștige. Iar pentru că obiectivul meu pe acest canal este ca fiecare echipă de fotbal din România să fie prezent aici și să apară într-un vlog, indiferent că este echipă din Superliga, indiferent că joacă în Liga 3, indiferent că este Liga 4, nu contează, eu vreau să fie aici prezentă. M-ar ajuta enorm dacă mă susțineți, apăsați butonul de like, share, să ajungă la cât mai multe persoane și v-ați abona, pentru că doar așa putem îndeplini acest obiectiv cât mai rapid. Și puteți să-mi lăsați și în comentarii, să-mi sugerați la ce partide, ce echipe vreți să apară cât mai curând pe canal. Iar înainte de a intra în stadion, vreau să mai menționez un lucru. Cei de la Concordia și-au schimbat recent gazonul, nu mai au suprafața aceea sintetică pe care o aveau înainte, iar acum au una naturală și chiar sunt curios în ce condiții se prezintă astăzi, pentru că până acum a și plouat. Tribună și împreună să strigăm. Haide, 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 hai Concordia, dacă suntem împreună, nu ne vinge nimeni. Haide, 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 hai Concordia, dacă suntem împreună, astăzi vom câștiga. Nu ne sperie nici soarea, ploaia, nici vremea rea. Inima din timpul ne bate doar pentru Concordia. Haide, 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 hai Concordia, dacă suntem împreună, nu ne vinge nimeni. Haide, 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 hai Concordia, dacă suntem împreună, astăzi vom câștiga. Nu ne pierde sângele-n ți-am dat, poartă Chiajna e cu tine, haide, hai Concordia. Haide, haide, hai Concordia, dacă suntem împreună, nu ne vinge nimeni. Haide, 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 haide. Să vedem câți dintre voi recunosc personajul din dreapta mea, puțin mai în dreapta. Stătea așa puțin pe gânduri, să vedeți dacă l-ați recunoscut. Este Cătălin Popa, arbitru de Liga 1, care în vară picase probele fizice, însă un mare fan al celor de la FC Argeș și este prezent destul de des la meciurile lor. Thank you.
foarte activ pe bancă, Eugenia Coie, dar și în tabără cealaltă, Eri Green, care este foarte energic astăzi. Chiar dacă a fost offside, Adrian Blanton n-a reușit să împingă mingea în plasele porții. Gabi Torje centrează excelent pentru Ispas, care marchează și este 1-0 pentru Concordia din minutul 18. Și ia făcut, dă-i calpe și lui, că merită! Dă-i și lui un galben! Dă-i dacă merită! Dă-i și lui un galben! Final de primă repriză, Vulturii din Chiajna îi conduc pe Vulturii Piteștieni cu scorul de 1-0 la pauză. Echipa oaspete au ieșit cu numărul 27, Manuel Adrian Scal. Thank you.
chiar îl va introduce întreb pe Ralf și la jucător care a trebuit și pe la Poli Timișoara și pe la Rapid, dar care a confirmat mai greu. Au avut multe partide jucate, dar un jucător care nu prea a confirmat. Două schimbări și în echipa noastră. Au ieșit cu numărul 20. Foarte mulți jucători care au trecut pe la Rapid: Cătălin Fisei, Rareș Lazăr, Romario Moise, Adrian Bălan, joacă pentru Concordia Chiașa. Eugen Agoe tras puțin la răspundere de către suporteri. E normal, când nu câștigi, așa se întâmplă. Mă rog, chiar dacă au avut o perioadă cu rezultate ok, decente, chiar dacă au mai pierdut, astăzi nu trebuia să se pierde aici la Chiajna și e normal să fie tras la răspundere. Eu am fost Patrick, nu uitați că mâine ne vedem la FCSB cu Rapid și ce putem spune la final de clip decât libertate pentru suporteri.